So all the organisms on the earth, even though they seem different, are fundamentally the same. Their chemistry is all identical. They're just rapidly Figură populară și influentă în Statele Unite, Carl Sagan a fost controversat în cercurile științifice, politice și religioase pentru opiniile sale despre inteligența extraterestră, armele nucleare și religie. Sagan a urmat cursurile Universității din Chicago, acolo unde a obținut o diplomă de licență și un master în fizică în 1955, respectiv 1956, și un doctorat în astronomie și astrofizică în 1960. Din 1960 până în 1962, a fost bursier în astronomie la Universitatea din California, Berkeley, iar din 1962 până în 1968 a lucrat la Universitatea Harvard și la Smithsonian Astrophysical Observatory. Lucrările sale timpurii s-au concentrat pe condițiile fizice ale planetelor, în special pe atmosferele lui Venus și Jupiter. În acea perioadă a devenit interesat de posibilitatea vieții dincolo de Pământ și de căutarea inteligenței extraterestre. În 1968, Sagan a devenit directorul Laboratorului pentru Studii Planetare al Universității Cornell. Carl Sagan a ajutat la selectarea locurilor de amartizare pentru sondele Viking și a proiectat mesaje de pe Pământ care au fost atașate sondelor Pioneer și Voyager. Sagan a rămas la Cornell până la moartea sa în 1996, la vârsta de 62 de ani. Deși Sagan a făcut cercetări importante asupra atmosferelor planetare, în astrobiologie și asupra originii vieții pe Pământ, cercetătorul a căpătat o reputație în primul rând ca purtător de cuvânt al științei și popularizator al astronomiei. În anii 70 și 80, Sagan a fost probabil cel mai cunoscut om de știință din Statele Unite ale Americii. Sagan și-a folosit uneori prestigiul în scopuri politice, așa cum s-a întâmplat în timpul campaniei sale pentru dezarmarea nucleară și în opoziția sa față de inițiativa de apărare strategică a președintelui american Ronald Reagan. În 1963, Sagan s-a numărat printre autorii unei lucrări care a introdus conceptul de iarnă nucleară, o răcire globală catastrofală care ar rezulta dintr-un război nuclear.